De mai mult de un an, ambuteiajele lungi de pe strada Mihai Viteazul din Chișinău au devenit o normă. Se întâmplă după ce autoritățile au demarat lucrările de reparație capitală a podului care asigură trecerea peste râul Bâc și calea ferată. Acest sector de drum este una dintre cele mai importante artere din capitală, care leagă sectorul Râșcani și Ciocana cu sectorul Buicani. Desigur, nu putem spune că până atunci nu se circula cu dificultate în acea zonă, dar nici în măsura aceasta. O parte dintre șoferi aleg să evite circulația în acea arie, iar alții nu au încotro și sunt nevoiți să piardă minute bune în trafic. Вот если мы обычно в это время выезжаем, то мы 100% опаздываем. Но бывает всякое. Может, сегодня повезет. Старый грел, магини пижет, его вен дикат к троллейбезу. Димон, ты уорди меня от авинку вен пижет. Дела что я там вен пижет, пал на петитан. К троллейбезу лапо, дай чак на джунжи, гата. Он час жмат и... Пак на джунг лалуба. Odată cu demararea lucrărilor de reparație capitală, din cele 6 benzi de circulație au rămas practicabile doar 2. Așa că, în tot acest timp, șoferii au învățat o lecție. Să circuli la orele de vârf pe strada Mihai Viteazul este pur și simplu o alegere proastă. Instantaneu trebuie să te resemnezi că, în final, te vei alege cu timp pierdut în trafic. Vei inhala mirosul înțepător al gazelor de eșapament și îți vei testa nervii la manevrele șoferilor tupeiști de a întrece coloana și a se strecura printre alte automobile. Вечером я предпочитаю ездить по объездной, потому что выезжать на мост плохая идея, там можно встрять на полчаса запросто, потому что там стоят машины в три ряда, стоят они метров за 200, за 300 обычно, и каждый еще старается проехать побыстрее, соответственно, крайний ряд будет стоять больше всех. Вот, самые быстрые будут пытаться пропихнуться, как всегда, я даже туда не лезу. Unii locuitori ai orașului sunt nemulțumiți de felul în care au loc lucrările. Asta după ce, de mai multe ori, pe șantier, sunt surprinși doar câțiva lucrători. Nu sunt suficienți muncitori pe șantier. Lucrările se fac într-un regim foarte lent. Nimeni nu știe clar care este calendarul de executare a lucrărilor. În răspuns, autoritățile fac apel la calitatea lucrărilor și nu la numărul de muncitori surprinși în activitate. Vă spun că este doar o prezentare pentru formarea opiniei negative cu privire la lucrările care se execută pe pod. Și le considerăm cu caracter tendențios politic și nici de cum obiectiv care să arate situația pe pod. În acest reportaj vom afla la ce etapă se află reconstrucția podului de pe strada Mihai Viteazul, ce fac autoritățile pentru a grăbi executarea lucrărilor, câți muncitori sunt antrenați în lucrări, ce spun responsabilii de desfășurare a reconstrucției, dar și cât timp șoferii vor mai fi nevoiți să circule cu 5 km la oră pentru a ajunge dintr-un sector în altul. În Chișinău sunt 20 de poduri, toate construite în perioada sovietică. Istoria podului de pe strada Mihai Viteazul a început în 1967. Construcția lui a durat 4 ani. Au urmat 51 de ani de exploatare, timp în care fluxul unităților de transport s-a mărit însuțit. La începutul anului 2020, circulația pe acest pod era un pericol vizibil, așa că reconstrucția acestuia a devenit un imperativ. De organizarea lucrărilor urma să se ocupe Primăria Chișinău și anume Direcția Generală Mobilitate Urbană, în frunte cu șeful acesteia, Vitalie Mihalache. El a fost exploatat 40 de ani, dar uzura lui a fost constatată în cadrul unei expertize și de ce anume a fost selectat Mihai Viteazul sau de ce anume la Mihai Viteazul au fost demarate lucrările, pot spune că din considerentul că acesta este obiectivul care a fost indicat în acea expertiză, că este strict necesar pentru a interveni pentru a fi reparat. El prezenta un anumit grad de uzură care avansarea cărora ducea de acum la defecte mult mai grave care necesitau inclusiv schimbarea unor elemente sau chiar demolarea unor piloni de susținere sau alte elemente critice, degradarea cărora nu putea fi admisă.
Echipa noastră a discutat cu Victor Chironda, consilier municipal. Acesta spune că responsabilii Direcției Generale Mobilitate Urbană nu au atras atenția la capacitatea firmelor care execută lucrările de reconstrucție a podului, iar din această cauză, astăzi locuitorii Capitalei suportă urmările. Victor Chironda e de părere că Primăria Capitalei este responsabilă de termenii și tempoul în care se realizează lucrările de reconstrucție a podului de pe strada Mihai Viteazul. De la asta au de suferit zeci, sute de mii de oameni de-a lungul anului care pierd sute de minute, ore, litri de combustibil, timp, nervi în trafic și asta tot are un impact inclusiv economic negativ asupra orașului Chișinău. Primăria Capitalei a organizat mai multe licitații pentru contractarea companiei care se va ocupa de reparația capitală a podului. La patru dintre licitații nu a participat niciun agent economic. Abia în urma celei de-a cincea au fost desemnate echipele care vor executa lucrările. Este vorba despre un consorțiu format din compania Grand Boot Service din Ucraina, sucursala Vulcănești, compania Genesis International și un alt SRL, compania electrică. Dar noi am organizat patru licitații de contractare serviciilor de reparație capitală a podului Mihai Viteazul și doar a cincea oară am putut desemna câștigătorul acestei achiziții, la care au participat un consorțiu de agenți economici, sunt doi agenți economici de Republica Moldova și o companie din Ucraina, liderul fiind compania ucraineană care astăzi execută lucrările de reparație. În acest consorțiu activează și o companie electrică care se ocupă de partea electrică a elementelor de pe pod și mai avem și compania dacă nu mă înșel Genesis International care lucrează la elementele de acoperământ și anume mixtură asfalt și beton asfaltic care urmează ulterior să fie. Inițial, primăria a anunțat că executarea reparației capitale va costa 108 milioane de lei. Însă, din cauza inflației, dar și după evaluarea completă a construcției, cheltuielile au fost majorate și ajung la 120 de milioane de lei. La data semnării contractului a fost semnat contractul cu costul de 108 milioane de lei. Am avut o ajustare ce ține de inflație, care cu regret a fost una imensă în anul 2022. Și în anul 2023 a fost corectată acea fluctuație de cost reieșind din nivelul inflației și a fost ajustat costul cu majorarea cu 10,3 milioane de lei. Astăzi avem practic sub 120 de milioane de lei de cost podul. Datorită situației economiei naționale care a dus la o inflație de peste 30%. Una mai mare decât țările alăturate Republicii Moldova. Moldova se poate mândri cu ași în construcție, o știm bine. Însă, în domeniul zidirii podurilor, teoria că dispunem de mulți muncitori cu mâini de aur nu a putut fi aplicată. În toată țara dispunem de doar 2-3 companii care îndeplinesc astfel de lucrări, firme care sunt mult prea ocupate. Aici se găsește și motivul din care, pentru reconstrucția podului de pe strada Mihai Viteazul, s-au găsit doritori abia din a cincea oară. Podul de pe strada Mihai Viteazul este o magistrală cu 6 benzi de circulație și 2 trotuare pietonale, având o lungime totală de 300 de metri și lățimea de 26 de metri, cu 9 deschideri a câte 33 de metri fiecare. Echipa noastră a discutat cu unul dintre reprezentanții firmei ucrainene Grand Boot Service, sucursala Vulcănești, Alexandr Rybalka, inginerul principal al proiectului. Eta ucrainska companie. Свою деятельность в Молдове она начала в 2019 году, делая проект по реконструкции трассы М3 Кишинев-Джуджелешты. И на этом участке компания выполняла новое строительство, реконструкцию и капитальный ремонт. И в сумме это было 11 мостов. Они были выполнены, и после этого компания начала работу по капитальному ремонту моста на Михаил Витязу в Кишиневе. Iarăși, nu este clar de unde s-a luat această companie, nu este clar de ce nu s-au mizat pe companii locale sau companii cu experiență, de exemplu, din România sau din țările Uniunii Europene, pentru că este vorba de o lucrare foarte voluminoasă. De ce este tehnologic сложный в исполнении работ? Потому что выполняется подъем балок. На этом мосту использованы одни из самых больших и длинных балок, которые делаются.
Соответственно, они не демонтируются, не производится их замена. Проектом предусмотрено, что они поднимаются с помощью гидравлики. И за счет этого, это довольно-таки сложный процесс. В Молдове есть 2-3 компании, которые выполняют ремонт мостовых переходов, но, как мы видим сейчас, Молдова начала очень много работ, и это хорошо, по ремонту мостов. И просто компании не могут одновременно выполнять работы там на двух-трех мостах. И, соответственно, есть большой спрос на мостовиков. Из-за этого получается, что компании строительные не могут охватить весь объем мостовых работ на территории всей Молдовы. Денис Кирилюк locuiește lângă Universitatea Agrară. Ca să ajungă în orice sector al capitalei, el trebuie să treacă pe lângă sau pe pod. Bărbatul e nevoit să-l traverseze zilnic, de mai multe ori. În fiecare dimineață el o conduce pe fiica lui la școală, în centrul orașului. Acesta spune că s-a obișnuit cu traficul aglomerat în zonă, dar nu are de ales. Poate face un singur lucru, să se înarmeze cu răbdare. Ne-am întâlnit cu Denis într-o zi de joi la ora 7:40 dimineața. Așa cum echipa noastră a ajuns cu 10 minute mai târziu decât ora stabilită, bărbatul era sigur că fiica lui ar putea să întârzie la ore din cauza traficului aglomerat. Mă obișnă Ksiușei. Проверяем по GPS маршрут, наиболее короткий. У нас есть два варианта. Первый – это поехать через скоростную, Калибисараби. И второй вариант – через Заубишару, через мост. Вот. Но мы сейчас им практически не пользуемся. Вот если мы обычно в это время выезжаем, то мы 100% опаздываем. Но бывает всякое. Может, сегодня повезет. Если мы выезжаем в 7:30, мы в 8 утра в школе. Если мы выезжаем в 7:40, то мы на 8:30 опаздываем. То есть разница сразу там минут на 20. Если мы выезжаем в пробку, да, 40-50 минут легко. Вечером проехать через мост в эту сторону без шансов. Где-то с 5 до половины 7 мы туда не суемся, мы всегда проезжаем через Полтавское шоссе. În fiecare zi, același pod îl trece și Valeriu Macovei. Bărbatul locuiește pe strada Petricani, dar muncește în sectorul centru. Valeriu spune că cei 10 km până la serviciu îi parcurge la pas. Cu toate acestea, ajunge mult mai repede decât ar fi optat pentru transportul public. Eu trăiesc aici, pe aproape, în zona asta, la Petricani. Trăiesc și văd ce trece aici, la Crum. Din cauza podului ăsta merge reparat, tot timpul merge și propca alta și greu de ajuns cum trebuie. Trebuie să mă scol mai dimineață la șeță ca să nu și prop, să nu și ambuteiază pletă. Dar după ora, până 7:30, 8, apoi de-am gata, e greu de mers. La jumătate la 8, până seara, dimineața la jumătate la 8 și seara se începe la 5, 6, se începe până la 8 seara. No, eu acolo lucrez când avem concerturi de la filarmonică, avem, lucrez la domnul Petra Neamcuș, de acolo îi ducem la Palatul Republicii. Valeriu povestește că și seara, după muncă, parcurge aceeași distanță spre casă. Eu circul des pe aici, la Petricani, vin de la Ștefan la medicină, mă cobor în val cu troleibul, tare greu, mai gine pe jos eu vin decât cu troleibul. De multe ori dimineața vin pe jos, de la Ștefan vin pe jos până la Petricani. Troleibul la pod aici când ajunge, gata, un ceas jumate. Se zice că dacă vrei să vezi cum e personalitatea unui om, trebuie să-l urmărești într-o situație tensionată. Păi, aici, pe segmentul de drum care duce spre podul în reconstrucție, se potrivește expresia cine pe cine sau care pe care. Un soi de luptă dintre șoferii tupeiști și cei care aleg să circule cu răbdare. Doar că uneori, când ego-urile sunt prea puternice și de necontrolat, apar situațiile de accident. Dimineața eu văd multe mașini care spălite și încă mai e greu. Mașinile, până când vine poliția, încă mi-e prop să faci. Mașinile dimineața, greu, ele se bâră una alta. Тот сграде, тот бор, стряка. На моей памяти, может, была одна или две аварии, когда два водителя не поделили полосу.
обычно хватает у всех и терпения, и уважения взаимопропускать друг друга, так как ситуация тут действительно сложная, все хотят проехать. Если, грубо говоря, те, кто едут по кругу, начнут пропускать всех, кто едет здесь, то они никогда не проедут. Что они делают? Они вынуждены перекрывать здесь перекресток, что как бы тоже нарушение. И мы не можем проехать, вот как сейчас видите, мы вот 3-4 машины, вот стало 2 троллейбуса, и все. И пока они не проедут, мы не тронемся. И они это делают потому, что если они не будут этого делать, то будут проезжать только эти машины, которые едут с Петряка. Соответственно, вот я могу понять всех тут, потому что там пробка всегда гораздо больше. Там забита вот эта вот вся улица до следующего круга вниз. И вот мы по чуть-чуть просим, показываем рукой, пожалуйста, дайте проехать, что нам туда, мы не собираемся ехать на мост. Типа, мы хорошие. И вот, видите, они пропускают сейчас. Ну, сейчас есть регулировщик. Se întâmplă accidente pentru că avem reorganizarea asta circulației în care trei benzi se, să zic așa, se îngustează până la o bandă și avem transport public, troleibuzele care au capacitate redusă de manevră, avem automobile de mare tonaj, de lungime mare care nu se încadrează în aceste intersecții, avem șoferi evident needucați care întotdeauna încearcă să cumva să intre mai devreme pe acest pod și asta generează foarte mult accident. Așa cum pentru Valeriu Macovei cei 20 de kilometri parcurși zilnic la pas au devenit rutină, bărbatul spune că atrage atenția de fiecare dată la mersul lucrărilor de pe pod. El zice că nu a văzut vreodată mai mult de 10 muncitori pe șantier. Lucrează oamenii, dar puțini. Acolo 7-8 oameni la un pod așa mare, 7 oameni, cred că puțini. Așa, 7-8 oameni, mai mult nu. Puțini oameni. По-моему, уже, я не знаю, больше года, наверное, прошло, когда прошлой зимой начали ремонтировать. Вот. Мне кажется, что за это можно не только отремонтировать, за год можно построить несколько новых мостов. Ну, может быть, я не прав. Мне кажется, что да, супер. И с другой стороны, еще, я не вижу, чтобы там работали. И вот это вот все замечают. И в соцсетях я видел, никогда никого нету. Ты проезжаешь, там пусто, там максимум 1-2 человека. Я за все время видел пару раз там что-то варили. Вот. Почему так? Не знаю. Я не видел работ как таковых. То есть я вижу, что вот там иногда 1-2 человека что-то делают. Все. А вот чтобы там понагнали кучу грузовиков каких-то, чтобы там кипела работа, ну вот как на стройках. На стройках видно, что там идет движение. Вот здесь этого движения я не замечал. Victor Chironda susține că la un astfel de proiect, așa cum este podul de pe strada Mihai Viteazu, ar fi trebuit să muncească zilnic sute de muncitori pentru a finisa lucrările într-un timp cât mai restrâns. Aici, în mod normal, trebuia să vină, nu știu, 200-300 de muncitori să facă aceste intervenții într-un regim cât mai restrâns și în decurs de un an sau maximum de 2 ani noi să avem toate lucrările efectuate și să reducem la minimum restricționarea traficului. Însă primăria Chișinău a contractat o companie care este practic măcar nu are efectiv de muncitori, pentru că am văzut că după ce compania a semnat contractul de realizare a lucrărilor, ei au făcut anunțuri pe internet despre angajarea muncitorilor. Șeful de șantier, dirigintele de șantier pentru aceste lucrări a fost angajat de primărie abia peste aproape un an de la începutul lucrărilor. Deci incapacitatea asta a primăriei, a direcției de transport de a organiza corect și eficient aceste lucrări generează aceste probleme. Așadar, în ce fază se află reconstrucția capitală a podului de pe strada Mihai Viteazu? Ce spun responsabilii de executare al proiectului? Dar și câți muncitori sunt implicați? El o să arăt ca un pod european, cu trotuare, cu trei benzi circulați pe fiecare sens. O să fie probabil și iluminație bună. Pe șantier l-am întâlnit pe șeful departamentului tehnic din cadrul proiectului, Mihai Condrea. Atât el, cât și inginerul principal, Alexandru Balca, spun că procesul de reconstrucție este îngreunat de uzura avansată a structurii podului, provocată din cauza lipsei de mentenanță pe parcursul exploatării. Podul nu era într-o stare foarte bună, cum s-a văzut până acum. Toate rosturile de latație erau foarte distruse, deci
Era o problemă. Parcurs de găsite unele defecte, unele lucrări care nu au fost stipulate, da? Parcurs au apărut probleme și termenul a fost un pic mărit. Основная как бы проблема в сооружениях таких, в мостовых сооружениях, переходах, в том, что проходит срок эксплуатации деформационных швов и гидроизоляции. То бишь, сама конструкция может стоять долго, но если нет защиты от влаги, соответственно, очень быстро уменьшается срок эксплуатации. Так как это еще мост постройки Советского Союза, технологии тогда были совершенно другие, мы видели до начала работ то, что ригели, конструкции, которые находятся под пролетным сооружением, это ригели, это подферменники, это опоры, они были постоянно мокрые. То бишь осадки, которые проходили, они не отводились технологически правильно с моста, а это все затекало на бетонные конструкции, что приводило, соответственно, к разрушению бетона. Потому что когда это не защищено и происходит переход через ноль, то бишь плюсовая температура меняется на минусовую, и это приводит к разрушению бетона. 40 de ani nu e deranjat pe nimeni, niciodată nimic pe acest pod și iată noi suntem în perioada când trebuie să admitem o intervenție de 27 de luni pentru o reparație și pentru restabilirea capacității portante și posibilității de exploatare în siguranță acestui obiectiv strategic pentru municipiu și pentru Republică. Până în prezent, muncitorii au lucrat în mare parte la structura de dedesubt a podului. Aceasta este prima și cea mai importantă etapă în procesul de reconstrucție. Prima etapă de lucrări care s-a executat, asta a fost cămășuirea pilelor. Vedem prima parte a pilei, este cămășuit cu frat de beton, armată, cămășuirea cu beton a fost făcut executată. Apoi ne ridicăm mai sus, s-a demolat rostul longitudinal care desparte trei benzi de circulație și alte trei benzi de circulație, adică partea stângă a podului, partea dreaptă a podului. Demolăm rostul longitudinal, apoi avem posibilitatea de a ridica grinzele. Grinzele sunt ridicate, noi începem la demolarea cuzineților și aripilor de sprijin. Prima procedură, apoi armăm cuzineții și aripilor de sprijin, trecem la următoarea etapă, este betonarea lor. După o perioadă de timp, montăm apreatul de reazim și pilele pantă, după care putem coborî grinzele la locul lor, la cota lor de proiect. Pe contoarsă invers, observați deja grinzele reparate. Inginerul șef din cadrul proiectului a explicat care sunt pașii de reconstrucție a structurii de susținere a podului. Tehnologicele procese делаются поэтапно. Мы не можем их начать, пока мы не сделаем какое-то количество процессов этих подмостов. Мы находимся на финальном этапе выполнения работ под мостом по правому проезду. И параллельно там, где они уже сделаны, эти работы, мы выполняем работы снизу. Это заливка монолитной плиты. После этого у нас будет гидроизоляция. После этого будет монтаж тротуарных блоков. Параллельно будет делаться комплекс работ по водоотводу воды с моста. Это дождевая вода и это капельный отвод. Тогда будет сделано параллельно и монтаж деформационных швов и уже непосредственно укладка асфальтобетонного покрытия. Я înțeleg că este o construcție inginerească mai complicată și muncitorii sunt nevoiți să lucreze într-un regim mai restrâns. Nu au suficient spațiu, dar nici să lucreze 3-4 muncitori pe șantier zilnic tot nu este corect. În răspuns, responsabilii de executare a lucrărilor de reparație spun că muncitorii nu se văd la suprafața podului pentru că efectuează construcția de desubt. У нас снизу моста сооружено очень много лесов, металлоконструкций, на которых которые подняты непосредственно к самому мосту, и на этих конструкциях работают бригады. Патру бригады, где 6-8 мунчитор, и каждая бригада концентрата, где они работали для инфраструктуры или для суперструктуры. Кредит, что, например, если арфи май мульц мунчитор, ар мерджи мунка май репеди, сау, а часто экипа есть суфициент, кас реализези чей, чи требуй реализат. Deci noi suntem ca și cum legați de anumite elemente ale podului.
și anumite piese, ca și cum micurile este care le sunt în spatele vostru, sunt instrumente de ridicare a grinzilor. Adică noi avem un anumit număr de elemente și noi trebuie să le folosim, apoi te întrece la următoarea etapă de lucru. Sunt un șir de lucrări tehnologice destul de complicate, care necesită fiecare executate calitativ și nu e nevoie de grăbit fiecare situație, fiecare lucrare de betonare. De exemplu, după fiecare beton trebuie așteptat 28 de zile ca betonul să își capete rezistență, o măcară putem trece la următoarea etapă de lucru. Lucrările care se fac deja, iată, ele deja au depășit termenii pe care ni i-au spus că în care vor fi realizate, pentru că urmau să fie realizate în decurs de 26 de luni. Pe panou respectiv scrie că ele trebuie să finiseze în anul 2024, dar nici măcar jumătate din lucrări nu au fost finalizate. Adică după finalizarea lucrării pe partea dreaptă de carosabil, se vor schimba rolurile și va fi același lucru pe partea stângă. Respectiv, dacă în perioada asta de aproape 4 ani de zile nu s-au făcut nici jumătate din lucrări, constatăm că încă vreo 3 ani minimum acest pod va fi semi-închis și va lucra în astfel de regim. În septembrie 2022, atunci când primarul capitalei, Ion Ceban, a anunțat despre demararea lucrărilor de reconstrucție a podului, a specificat că întreg procesul va dura 26 de luni. Dacă e să calculăm termenul, potrivit proiectului, lucrările ar trebui să se finalizeze în luna noiembrie 2024. Același termen este specificat și pe panoul amplasat pe șantier. Șeful departamentului tehnic responsabil de proiect recunoaște că termenii ar putea să fie prelungiți. Cam când se preconizează să se termine anume această parte a podului? Anul acesta. Anul acesta? Și deja de anul viitor se va reconstrui? Sau chiar finele anului 2024 să fie trecut pe... Să începe să reconstruiască cealaltă parte. Totodată, inginerul principal spune că ar fi corect să calculăm termenul din momentul în care a fost restricționat traficul pe benzile de pe pod și nu din momentul demarării lucrărilor. Мы перекрыли эту полосу в апреле месяце 2023 года. У нас по проекту мы обязаны выполнить, проект рассчитан на 27 месяцев. Это сроки, которые учтены в проекте, которые учитывают законодательные нормы, которые учитывают технологию. И как бы поменять что-то, ускорить мы не можем. Это проектное решение. Vitalie Mihalache susține că lucrările au fost demarate în primăvara anului 2023 și nu în toamna anului 2022, iar termenul de executare a lucrărilor este anul 2025. În cazul în care perioada procesului de reconstrucție se va extinde, firma responsabilă urmează să fie penalizată. Vreau să vă spun că tergiversările de executare a lucrărilor sunt suportate de către agentul economic, care nu este cu interesat să piardă rezultatul prelungirii termenului de executare a lucrărilor. Din simplu motiv că el urmează să achite salarii, urmează să achite impozite sau chiar penalizări pentru neexecutarea în termen a acestor lucrări. Și nu văd nicio parte cointeresată în tergiversare sau în neexecutare în termen a lucrărilor în zona podului Mihai Viteazu. Domnul Mihalache manipulează, pentru că eu vă garantez 100% că la începutul anului 2025 nu o să fie finalizate aceste lucrări. Pentru că la începutul anului 2024 nu s-au făcut nici măcar jumătate din lucrările pe partea dreaptă de pod. Adică o pătrime, dacă vreți, de lucrări s-au făcut și cu așa tempouri care sunt, dacă nu vor fi schimbări, noi nu avem cum tehnic să avem podul finalizat. În ultimii 10 ani, numărul unităților de transport care circulă în capitală a crescut de 6 ori. Responsabilii primăriei spun că singura opțiune de a evita ambuteajele formate din cauza reconstrucției capitale a podului este ca șoferii să aleagă căi alternative. Totodată, Vitalie Mihalache mai subliniază că circulația în această zonă este îngreunată și din cauza că au loc lucrări de reparație concomitent și a podului de pe șoseaua Balcani. El nu este finalizat și asta este un element suplimentar de creare a ambuteiajului pe zona podului Mihai Viteazu.
administrația de stat a drumului cunoaște despre faptul că noi am inițiat această reparație și ei au inițiat reparația post-factum demarării lucrărilor pe podul Mihai Viteazul. Orică s-au suprapus, eu înțeleg că și pentru ei podul respectiv este un element prioritar din infrastructura deservită și posibil din considerentul dat a fost prioritizată reparația acestui obiectiv în zona dată. O altă bandă nu este posibil de asigurat, însă persoanele care, șoferii care circulă pe acest pod ar trebui să înțeleagă că dacă au nevoie de ajuns într-un punct B, ar trebui să ocolească podul doar, dacă sunt ambuteiaje. Sunt destul de multe drumuri de ocolire acestui pod, care ar fi real de ocolit și nu de creat ambuteiaje. Sau de trecut pe o alternativă a mașinilor, biciclete, trotinete, trotuar. Greu de spus acum din prința la termeni, dar în anul 2025 podul să fie finisat complet, ambele. O să fie deschis circulația podului rutier pe ambele sensuri. Мне кажется, что глобально эту ситуацию исправить невозможно. Машин слишком много, чтобы мы не делали пробки с утра. Это уже абсолютно неизбежность. Ремонт моста, он стал дополнительной проблемой. Он добавляет проблем, но он не является их корнем, не является их причиной. То, что его чинят второй год, это отдельный вопрос. Отдельный вопрос. То, что он в ужасном состоянии, вот эти две полосы, это тоже, как бы, ничего хорошего в этом нету. Это абсолютно ненормально такое время ремонтировать мосты. Особенно, когда ты видишь, как за пару дней в Китае справляются с этим люди. Смотреть на это годами, конечно, немножко грустно. Un lucru e clar. Deocamdată, până la sfârșitul anului 2024, e sigur că nu vom avea drum liber pe strada Mihai Viteazul din Chișinău. Sperăm că autoritățile se vor ține de cuvânt și, în 2025, lucrările de reparație capitală a podului să fie finalizate cu succes. Noi vom urmări mersul lucrărilor de reconstrucție. Dacă aveți o istorie care merită să fie auzită, ne puteți contacta pe rețelele de socializare.